Se cade înainte de toate să-i mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit și în această sfântă zi de a ne ridica din așternuturile noastre și a veni la Sfânta Biserică. O rugăciune foarte frumoasă de seară și respectiv de dimineață spune: oare încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Așadar, orice zi pe care ne dăruiește Dumnezeu este un dar, lucru pentru care trebuie să-i mulțumim în fiecare clipă a vieții noastre. Astăzi am avut parte de o slujbă frumoasă, înălțătoare, datorită soborului frumos, troiței de preoți, cum spunea vrednicul de pomenire, Patriar Teoctist, care s-a rânduit astăzi la Biserica Înălțarea Domnului, dar și datorită protopsaltului Pavel Blanș, care ne-a bucurat sufletește și ne-a înălțat de pe pământ la cer. Starea aceasta duhovnicească la care am ajuns și la care ar trebui să ajungem în fiecare, la fiecare Sfântă Liturghie și în fiecare participare a vieții noastre la viața Bisericii și mai ales la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ar trebui să ne facă să vedem lucrurile cu profunzime și în profunzimea lor și în esența lor. Cine ajunge să vadă lumea și viața, creația însăși ca dar al lui Dumnezeu, înseamnă că ajunge la o cunoaștere superioară când vede lucrurile altfel și mai ales cu recunoștință față de Dumnezeu, față de Fiul Său, Iisus Hristos, întru care tot genunchiul este dator să se plece, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și al celor cerești și al celor pământești. Tema teologică de astăzi, care este deprinsă din însăși Sfânta Evanghelie, tocmai despre acest lucru ne vorbește. Despre faptul că la Mântuitorul au venit 10 leproși, bolnavi de o boală incurabilă, în vremea în care Mântuitorul trăia și propovăduia în ținutul pământului lui Israel, în Țara Sfântă de astăzi. Și Mântuitorul le dă vindecare tuturor, celor 10 leproși, dar numai unul singur dintre cei 10 se întoarce să îi mulțumească. Inițial, vindecându-i, îi trimite la preoți, pentru că preoții erau oameni învățați, erau oameni speciali în Vechiul Testament, cu un rost aparte, și Scriptura avea prevederi foarte clare despre cei care erau bolnavi, că trebuiau să se arate preoților ca ei să arate dacă vindecarea este veridică, este adevărată. Ei confirmau, de fapt, că cel care a fost bolnav, a fost molipsit, poate să revină cu drepturi egale în sânul comunității, fără să existe riscul de a molipsi, de a vătăma pe ceilalți. Acest lucru este extrapolat, este adus așa ca o arcadă peste timp, când lepra, de altă dată boală incurabilă, astăzi este întâlnită foarte rar spre deloc. Și ea a căpătat, sigur, alte sensuri metaforice, dacă vreți, încât în rugăciunile Sfinților Părinți există o rugăciune care spune, care invocă ajutorul lui Dumnezeu pentru a vindeca, zice rugăciunea, leprosul meu suflet.
boala era atât de cumplită, încât, iată, Sfinții Părinți, în Duhul Sfânt, au comparat boala sufletească cu lepra, cu boala aceasta teribilă care îi făcea pe cei care o dețineau să-și piardă anumite membre ale corpului, degetele, urechile, nasul, ajungeau să fie desfigurați, așa cum am văzut doar în filme, în filmul lui Franco Zeffirelli, Viața lui Iisus, filmul atât de cunoscut și de drag nouă tuturor. Tema însă ar fi aceea a recunoștinței. Vă reamintesc un lucru pe care cu siguranță că îl știți în mod deosebit dumneavoastră teologii, clericii, dar și credincioșii care adeseori venind la sfintele noastre slujbe să participe la rânduiele bisericești, știu că liturghia se mai numește în limba greacă și Euharistie. Euharistia vine din limba greacă de la verbul sau de la cuvântul evharisto, care înseamnă mulțumesc. Până astăzi este folosit, chiar și în greaca nouă, în Dimotiki, este folosit cuvântul evharisto. Și l-ați auzit de multe ori când mergeți în Grecia, în pelerinaje, poate cuvântul evharisto sau mersi sau mulțumesc. E bine, de aici o parte a slujbei se numește euharistie, pentru că este însăși mulțumirea pe care fiecare dintre noi, fiecare existență umană, că vorbim de copii, că vorbim de femei, de bărbați, de bătrâni, de tineri, ar trebui să îi mulțumească lui Dumnezeu, pentru că preotul ridică cu mâinile lui potirul și discul pe care este trupul și Mântuitorului și sângele care se află în potir și spune, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Îți mulțumim. Și rugăciunile sunt unele foarte pătrunzătoare, foarte frumoase, pentru că atunci sufletul e cel care se roagă. Sufletul preotului care este în genunchi și sufletele credincioșilor care pricep taina, pătrund taina, pătrund misterul, știu că în slujba dumnezeieștii liturghii și respectiv Euharistie, cel care este jertfă, jertfit, dar și jertfitorul, cel care se aduce pe sine, este Mântuitorul Iisus Hristos, care se jertfește pentru păcatele noastre, mielul lui Dumnezeu, la fiecare sfântă și dumnezească liturghie și ni se dă nouă în chipul pâinii și al vinului ca sfinte taine. Am trăit o perioadă foarte grea în acești 2 ani de zile în care autorități ale statului și autorități sanitare au intrat în misterul acesta al bisericii, în viața bisericii, încercând să ne arate nouă care este rânduia la împărtășirii credincioșilor. Să ne arate nouă măsurile de igienă și de măsuri de precauție, ba chiar recomandându-ne să împărtășim credincioșii cu mai multe lingurițe de plastic. Lucrul acesta a fost una dintre nebuniile acestei lumi. Pentru că, stând de vorbă cu profesori mari de la Salonic, care au scris foarte mult și au conferențiat foarte mult, în momentul de față sunt cele mai mari personalități ale lumii academice, teologice, cum este profesorul Dimitrios Tselenghidis, care mi-a fost și îndrumător, conducător de doctorat, unul dintre cei 7 din Eptamelii, din Comisia de evaluare și de acreditare, de conferirea titlului de doctor în teologie. Și consecințele acestea teologice, soteriologice, sunt unele dezastruoase pentru viața credincioșilor care nu pătrund misterul
participării la viața bisericii, la Sfânta Liturghie, la Sfânta Euharistie și au ajuns să se îndoiască de ceea ce are biserica mai sfânt și mai mântuitor, de trupul și sângele Domnului. Și au început să vină fel și fel de oameni care nu aveau nicio treabă cu viața bisericii, care nu erau bisericiți, care nu erau nici botezați și au început să ne spună lingurițe de plastic, preotul să facă așa, iar unii teologi și clerici din nefericire luați de val au ajuns la împărtășirea fără atingere. Le turnau din linguriță și de Sfântul Potir ca să nu-i atingă. E, vedeți unde poate să ajungă o gândire secularizată? Pentru că noi ne aducem aminte că preoții de altă dată, atunci când erau bolile acestea neradicate astăzi, așa tifosul exantematic sau alte boli, împărtășea din același potir și pe urmă el la urmă curățea potirul și consuma tot. Vorbeam de dimineață venind către Sfânta Biserică, de multe ori noi împărtășind și copii bolnavi, și oamenii în vârstă care au anumite boli, elimină un miros urât și preotul îi împărtășește pe toți. Și el împărtășește pe toată lumea și consumă la urmă. Împărtășește oameni în vârstă și oameni tineri. Niciodată, atunci când ajunge la proscomidiar să consume Sfânta Împărtășanie, cu aceeași linguriță nu se sfiește. Nu se zmintește, pentru că concentrarea lui este atât de mare, știind că acolo e trupul și sângele Domnului, încât aspectele acestea, dacă vreți, omenești, sunt cu mult depășite și ignorate. Prin urmare, am asistat la un abuz din partea autorităților statului, care ne-au închis bisericile, care au obligat preoții să slujească doar în spații deschise, care au panicat lumea și încet, încet toate aceste lucruri au ieșit la iveală. Zilele trecute ascultam o altă autoritate de stat care, fiind întrebată de ce nu se găsesc antivirale, medicamente prin farmacii, și au spus, au contraindicații. De parcă oamenii se duceau boluc să cumpere antiviralele care puteau salva vieți. De ce nu s-au găsit medicamente în spitale? De ce medicamentele care au fost cumpărate cu bani foarte mulți, da? Monoclonalii aceia de care se tot vorbește, au fost uitate în depozite și așa mai departe? Cine va plăti pentru erorile statului, pentru greșelile lui, care mai rău decât în perioada comunistă au încercat să pună biserica pe coș de nucă, ca pe copiii care erau pedepsiți altădată? Foarte multe greșeli, iubiți credincioși. Și am văzut din nefericire enoriași pe care îi credeam foarte ancorați în credință că n-au mai venit de la biserică, că au închis porțile și preotului. Am ajuns la o așa stare de degradare spirituală pentru că ne-am luat după cei care n-au avut niciodată treabă cu viața bisericii și cu credința. Bucuria noastră a slujitorilor din biserică a fost doar cuvântul Mântuitorului care spunea, nu te teme, turmă mică, că ți-a binecuvântat Dumnezeu să-ți dea viața veșnică. Și într-adevăr, oamenii au rămas în biserică, au venit în continuare și nu s-a molipsit nimeni și n-a murit nimeni. Dimpotrivă, cei care se izolau mai mult și mai tare au murit. Cine va plăti vreodată lipsa de implicare a autorităților statului plătite din banul public ca să vegheze la sănătatea populației. Am stat și m-am întrebat și vorbeam astăzi glosând pe cuvintele lui Eminescu despre anumite partide politice din vremea lui, despre decădere și așa mai departe, care sunt atât de actuale astăzi, și mă întrebam cine va plăti vreodată pentru faptul că sistemul de sănătate românesc e la pământ. Când un șef de stat spune că sistemul de sănătate a eșuat, înseamnă că el este vinovat pentru eșuarea în toate domeniile. Da, el și Greta cu trotineta ei ne spun că se încălzește planeta
de la flatulațiile vacilor, de la noxele și așa mai departe. Dar toți greii pământului merg cu avioane personale și așa mai departe și încălzesc planeta, iar românul săracul înapoi tot dă caracul și stă în frig și în foame pentru niște nenorociți de guvernanți care nu au frică de Dumnezeu și dragoste față de semeni. Cine repară greșelile din societate? Adică ni se bagă călușul în gură pentru că vedem faptul că nimeni n-a făcut nimic ca să protejeze pe români? Ce vrea un creștin și un cuplu tânăr de la viață? Vi se pare că vor proprietăți, să aibă insule, să aibă vile, vor să aibă siguranța unui salariu, vor să aibă o căsuță, vor să aibă toate electrocasnicele și să-și crească copiii, să plătească taxe și impozite. Ori nimic nu s-a făcut pentru români, mai ales în perioada asta nefericită de pandemie pe care au folosit-o doar ca să se îmbogățească unii și alții, tot cu parandărătul, cuvânt neacademic, dar așa este. Toți justițiarii care spuneau că, vai, noi suntem un partid curat, și-au dat loruși la firmele lor și așa mai departe. Și țara a ajuns așa cum o vedeți. Sunt sectoare în București unde sunt cele mai mari corporații și sedii de firmă, unde oamenii stau în frig, mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu. Cine plătește lipsa asta de neprofesionalism a politicienilor și de neimplicare? Că avem aproape 500 de parlamentari, unul nu vine în colegiile unde a fost ales, da? Ca să întrebe oamenii, vă e frig, vă e foame, ce aveți nevoie în orbea voastră? Sau nimeni nu vine, nu mai gândesc limpede și nu fac nimic pentru oamenii care au votat. Și atunci de ce să tăcem? Să-i întrebați pe toți parlamentarii pe care i-ați votat când vin, că or să vină din nou acum că se apropie alegerile de un fel sau altul, să-i întrebați ce ați făcut oameni buni pentru urbe, pentru noi, pentru giurgiuveni, pentru români, ce ați făcut? Ce faceți pentru copii? Ați înscris școlile și le-ați dat kituri care nu se pot folosi și al căror rezultat nu e relevant. Luate de la cămătari și de la cei care au câștigat licitațiile. Ce au făcut pentru noi că am ajuns mai rău decât în vremea lui Ceaușescu și stăm în frig și în foame pentru niște oameni de nimic, de nimic. Astăzi trebuie să ai recunoștință față de mama și față de tata care ți-au dat viață. Să te gândești la strămoșii tăi care s-au sacrificat și au mers pe front, ca tu să ai o identitate, să nu-ți fie rușine să spui că ești român. Că ai avut niște regi de alt neam și care au venit și au făcut lucruri pentru țară, au împropriat credința țării, au respectat-o, au iubit-o și au promovat. Oricât ar încerca să ne pună pe coș de nocă pe noi, pe români, că suntem ignoranți, că suntem agramați. Eu mă gândesc la marile spirite românești care au făcut lucruri nu doar pentru țară și pentru poporul lor, ci au făcut pentru lume lucruri extraordinare. Românii pe care îi întâlnim noi și îi vedem, și slavă Domnului că am putut să văd atât de mulți români, având în fișa postului să călătoresc în străinătate pe continent și dincolo, în vremea vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, și am văzut numai români inteligenți, români subtili, români de spirit, români cu la joie de vivre, cu bucuria de a trăi, cu copii frumoși, excepționali. Și au plecat în străinătate ca să ducă o viață mai bună și să trimită bani la părinții bătrâni și bolnavi. Câte îngrijitoare sunt în străinătate pentru că n-au mai putut să trăiască în județele și orașele țării sărace, Vasluiu și alte regiuni, chiar și din Giurgiu. Și sunt în străinătate și țin credința și acolo merg mai mult la biserică decât mergeam altădată. Vedeți, nici nu știi de unde să o iei și unde să mai ajungi, că toate sunt făcute prost. Și legile statului, Eminescu avea o vorbă, legea, o frază de dânsi inventată, ca cu a ei putere să ne aplece în jug. Carențe și în legislația ce îi privește pe polițiști. Ați văzut, a călătorit fără să aibă permis valabil și a omorât un copilaș. Și atâtea lucruri care nu merg în țara asta, pentru că au fost numiți doar pe criterii politice oameni incompetenți, care în viața lor n-au avut o firmă,
nu s-au dus să plătească la stat cotele și așa mai departe. Cât o să tăcem și cât o să răbdăm pentru niște oameni de nimic care nu au făcut nimic pentru români. Oameni buni. Eu am stat o perioadă de timp în Grecia și îi întrebam pe călugării, pe puznici, Tinatos, pe preoții de la Salonic, pe călugări și călugărițe, ce-ar fi de făcut pentru țară. Și îmi spuneau la vremea aceea că singura salvare pentru o țară, pentru o nație, este creșterea copiilor în credință. Zilele trecute discutam cu preoții ăștia tineri pe care i-am hirotonit, pe unii dintre ei am și botezat, le-am botezat copiii, încât copiilor pe care i-am botezat, ai preoților le zic nepoți și îmi recunosc faptul că îmbătrânesc, sper eu, nu degeaba. Și le spuneam, uite cum să creșteți copiii. Ei au zis, de unde știi preasfinția ta? Mă, eu am crescut și copii ca tine, de vârsta ta. I-am ținut în școală, le-am plătit rate, le-am plătit credice, le-am salvat căsniciile atunci când aroganța și lipsa de smerenie s-au insinuat în familiile lor. Și le-am spus așa, dacă vreți ca poporul ăsta român să nu mai trăiască doar din amintiri și să facă recurs la memorie și la istorie, va trebui să creșteți copiii în felul următor. Era simplu spus pe vremuri cei 7 ani de acasă, dar aia chiar însemnau ceva. Însemnau educație, apropo de euharistie și de mulțumire. Pe noi părinții ne-au învățat să spunem întotdeauna mulțumesc pentru orice compliment, pentru orice vorbă. Astăzi, dacă spui unui copil un compliment din politețe, zice, pentru că nu l-a învățat mama și tata lucrul ăsta. Am stat și m-am întrebat de ce copiii, atunci când cresc, trec peste cei 7 ani de acasă, ajung la pubertate și dau cu flit părinților, nu mai ascultă. Pentru că părinții au greșit foarte tare și țineți minte ce vă spun acum, atunci când vrând să mai aibă și ei viața lor privată, un pic de timp pentru ei să stea pe telefon, să se uite la televizor, să-și bea cafeaua sau ceaiul în liniște, au pus gadgeturi și telefoane în mâinile copiilor. Și au învățat mai repede să butoneze și să folosească tastatura decât să vorbească corect și coerent. Etapa asta trece repede, se duc către școală, unde manualele școlare sunt făcute greșit. Disciplina limba română se numește astăzi limbă română și comunicare. Comunicare cu ce? Cu cine? Cum? Să se facă comunicarea, că vedem că în societatea asta din care facem parte, lucrul cel mai dificil este comunicarea. Pe urmă, mai târziu, copiii, dacă n-ai avut grijă să-i citească pe așa numiții autori canonici, canonici înseamnă slavici, creangă, Eminescu, canonici, ăsta e cuvânt luat din biserică, să știți, de la canoane, de la canonic, adică clasici. Și nu-i mai citesc pe ăștia și citesc literatură gen fantasy sau horror sau thriller venită dintr-o literatură de import, seacă, da? Anglosaxonă sau așa mai departe, franceză din ce în ce mai puțin spre deloc. Și atunci copiii ăștia vor crește așa și îți vor da ție cu flit pentru că nu te vei mai regăsi cu ei în nicio discuție. Dacă nu vom avea profesori foarte buni care să fi dat examenele, să ia titularizarea, cum se face, bre, oameni, că cei mai mulți dintre profesorii și sublinitorii sunt aia care au luat 2 sau 3 la examenele de titularizare. Ăștia predau în învățământ. Cum se face că un director de școală sau un inspector nu mai este numit după examene și după grade didactice și așa mai departe și îl numesc politic? Rău arată țara asta. Cine îi mai apără pe români? Cine îi mai sprijină? Consolarea ar veni, acum când vedem că nu mai e speranță, doar de la copii și de la nepoți. Aduceți-i în biserică să învețe comuniunea, să învețe comunicarea, învățați tot ceea ce au învățat și părinții și dumneavoastră
și vor fi oameni de nădejde mâine pe mine pentru țară. Pentru că altă Românie trăiește dincolo de granițele țării. Vom mai fi 15 milioane în țară, nu știm. Dar mai mult ca sigur, încă o altă Românie, peste 15 milioane, sunt în afara granițelor și plecați în Italia, în Spania, în Franța, în Germania, în Portugalia și așa mai departe. Și dincolo de ocean. Și interesant este că în străinătate românii aceștia pe care i-am cunoscut și despre care auzim fac lucruri și sunt inteligenți și sunt persoane de referință și așa mai departe și păstrează și promovează cultura națională, cultura românească. Cel mai mare geniu pe care l-au avut românii vreodată a fost indubitabil Eminescu. Și ieri, de Ziua Culturii Naționale, am botezat un copil și le spuneam părinților ceva de genul în care v-am spus și dumneavoastră astăzi. Am fost la statuia lui Eminescu și am depus și o floare pe care am primit-o. Mergând la Comana, starețul de acolo mi-a spus că Eminescu a fost hamal în port 2 ani de zile. Greu oameni, greu cu cultura și greu cu credința. Noi și părinții noștri au supraviețuit în vremuri grele de deportare, tocmai datorită credinței și demnității. Au scos legi rând pe rând noaptea ca hoții, ca tâlharii, de nu mai putem să ne pomenim eroi. Dacă intri la site-urile de referință și mari cu nume și renume, o să vezi acolo că toți sunt fasciști și Nichifor Crainic și Iorga zile trecute, fiind pomenit, spunea și de el că a avut apucături. Spuneți lucrurile pe nume, că adevărul vă va face liberi și apoi vă mai și ușurați. Ați văzut că se ceartă în căsnicie, în familie, când își mai strigă, să face pace. Trebuie să-i lași un pic să își revină, să-și strige și pe urmă își dau seama că locul cel mai frumos și mai sfânt din lume e familia, unde alături de soț, de soție, de copii, de nepoți, împlinești o mică biserică acolo. Eu mă bucur foarte mult că sunteți număr atât de mare astăzi la biserică. Mi-era dor de dumneavoastră să aveți un an bun. Să mă iertați de ce am spus astăzi. Să fiți sănătoși, vă doresc un an bun. Eu în fiecare sâmbătă și duminică anul ăsta am planificat botez de copii. Și e bună și carantina asta, căci că în izolare a mai crescut natalitatea. Doamne ajută, la mulți ani, să fiți sănătoși. Maica Dumnezeu să vă ocrotească, să trăiți într-un mult și fericiți ani.